Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Vlog. În clipul de față voi măsura câteva acumulatoare 18650 și vă voi arăta cum calculăm energia lor în cazul în care aparatul nu o poate măsura. Bineînțeles, voi avea nevoie să măsura capacitatea acestor acumulatoare deoarece le voi folosi într-un loc anume, unde veți vedea spre sfârșitul clipului. Acestea sunt acumulatoarele. Se scoatem din aceste cutiute din plastic. O parte din ele, mai exact 3, au fost lipite cu pistolul de lipit. Eu nu recomand acest lucru, am făcut în trecut și nu vreau să mai fac niciodată. De aceea, probabil în viitor o să cumpăr un aparat de sudură în puncte. Am observat că s-au ieftinit destul de mult. Da, am văzut și niște teste pe internet. Chiar dacă sunt ieftine, sunt cât de cât ok. Asta probabil în viitor. Și ultimele 3 acumulatoare. Acestea au fost scoase dintr-un powerbank, având 3 baterii, 3 celule. Probabil aveau capacitatea de 2000 de mAh, dar acum nu mai au clar. Sigur au sub 1000, dar vom vedea în acest clip. Asta pentru că vreau să notez pe fiecare cu markerul permanent, să notez capacitatea fiecare în parte. Da, e adevărat, puteam face un clip complet unde voi folosi celelalte 4 acumulatoare, însă ar fi fost prea lung și măsurarea acumulatorilor durează și m-aș fi aglomerat prea mult. Acesta, pare rău că e starea aceasta, dar asta e. Acumulatorile nu au fost afectate cu nimic, însă nu recomand deloc. Da, e greșeala mea, mi-o asum, asta este. Cu siguranță ori să vină unii și ori să spună, păi e complet greșit, niciodată să nu mai faci asta. Corect, sunt complet de acord. De asta de acum încolo nu voi mai lipi, așa, niciodată. Spre sfârșit o să vă arăt, bineînțeles, cum măsurăm energia acestor acumulatoare. Și, bineînțeles, voi alege 4 dintre acestea 6 care au capacitatea mai mare. Partea cu măsurarea o să dau pe repede înainte. Prima dată trebuie să le încărcăm complet. Le voi lua pe acestea, da? Ah, am pus din greșeală. Trebuie să ținem cont de plus și minus. Plusul întotdeauna are chestia asta de aici. Da? E diferit plusul, da? Și minusul e către toată carcasa, face contact cu toată carcasa. Deci este clar care e plusul și care e minus. Mă rog, acest încărcător are protecție la punere inversă. Punem și pe acesta. Slot pe toate. Modul Discharge, fresh, charge, test, charge, 1 A. Clipește cam de 5 ori și apoi încar. Bineînțeles, pe display vedem tensiunea, mAh, capacitatea, cât durează, durata în minute și ore, și înapoi la curentul de încărcare. Deci le voi încărca și apoi le voi descărca pentru a vedea capacitatea. Ok, primele 4 celule au fost încărcate complet. 4,2 V. Se observă că nu se mai încarcă, 0 mA. Mă rog, capacitatea aici nu este relevantă, pentru că trebuie să le descărcăm pentru a măsura capacitatea, da? Deci, cât a durat? 3 ore și 40 de minute. Hai să descărcăm acum. A, nu. O dată. De 1000 de mAh, 1 amper, da?
În sfârșit am măsurat capacitatea acumulatoarelor litiu-ion, model 18650. Poate vă întrebați de ce am făcut acest lucru. Asta pentru că voi dori să aleg 3 acumulatoare de capacitate cât mai mare. După cum ați văzut, la descărcarea acumulatoarelor am folosit 1 amper în cazul celor de la Samsung. Modelul îl vedeți scris aici. Asta este modelul. Însă pe datasheet-ul bateriilor de la Samsung, acumulatorul de la Samsung, litiu-ion, se pot încărca la 1,7 amperi, valoarea nominală de încărcare, curentul nominal de încărcare. Însă aparatul meu, jucăria aceasta de încărcare a acumulatorilor, nu poate încărca mai sus de 1 amper în cazul bateriilor de 3,6 volți. Așa că am fost nevoit să încarc la 1 amper. Iar în cazul celor albastre, fiind scoase dintr-un powerbank, deoarece nu mai țineau, pe ele scrie că aveam capacitate de 2000 de mAh. Din păcate, se și vede în măsurări ce capacitate mai au fiecare în parte. Nu am descărcat la un curent de 500 de mAh, deoarece nu ținea. Am încercat eu și din cei 1000 de mAh, cu toate că în datasheet-ul acestor acumulatoare spune că nominal se poate descărca la 1 amper. Din păcate, nu țin 1 amper. După cum v-am spus anterior, să dăm la o parte acest aparat, o să vă spun cum putem măsura energia acestor acumulatoare. Pentru acest lucru e nevoie să știm formula de calcul a puterii. Puterea egal tensiunea ori intensitatea. Adică wați, puterea măsurată în wați, este egal cu volți ori amperi. Din această formulă deducem că wați oră, energia măsurată în wați oră, este egal cu tensiunea ori capacitatea, amperi oră. Deci avem nevoie să calculăm energia unui acumulator, deoarece în cazul în care îl voi pune, spre exemplu, într-un powerbank, acel powerbank va scoate la ieșire 5 volți, sau dacă are încărcare rapidă 9V, 12V, iar capacitatea este dependentă de tensiune. Însemnând că dacă acumulatorul, spre exemplu acesta, are 2950, această capacitate este valabilă la tensiunea acumulatorului. Deci ăsta este motivul pentru care e nevoie să calculăm energia unui acumulator. Ok, hai să luăm un calcul unui acumulator. Spre exemplu, cel de 2930. Energia în miliwattoră, asta pentru că capacitatea o avem în mAh. Miliwattoră este egal cu 3,6 volți, tensiunea nominală. Deci din 3,6 volți ori 2930 mAh ne dă o energie ce poate debita, energie debitată de acest acumulator de 10548 de miliwattoră. Mă rog, este cu aproximație deoarece ne-am ales tensiunea de mijloc. Când e încărcată la maxim un acumulator de acest gen, avem tensiunea de 4,2 V. Iar această baterie când se descarcă, scade spre 3 V. Și acum spre final să vă arăt unde voi utiliza 4 dintre aceste acumulatoare. Într-un clip viitor voi arăta un power bank mai interesant, cel de față, cumpărat de pe AliExpress, deoarece am vrut să cumpăr unul în care bateriile să se poată încărca separat, adică acumulatoarele să nu fie puse în paralel, deoarece în cazul celor legate în paralel e nevoie să aibă o capacitate cât mai exact, cât mai aproape una de alta. Dacă un acumulator are o capacitate mai mare, iar unul o capacitate mai mică, spre exemplu cum este acesta cu acesta, acest acumulator se va descărca în cel de capacitate mai mică. Se vor echilibra și asta în timp va uza ambele acumulatoare. De asta am vrut să cumpăr un power bank în care se poate încărca fiecare acumulator separat. Cât de bun este și cât de mulțumit sunt, vom vedea într-un clip viitor. Deci pentru un clip viitor vom alege să utilizăm în acest power bank acumulatoarele acestea, da? Cele de aici. Cam aici să termin acest clip. Eu vă mulțumesc frumos pentru că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă și abonați dacă nu ați făcut-o deja și să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări la fiecare încărcare. Eu vă mulțumesc și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune!